Deci era o emisiune pe TV Paprika care se numea așa, motocicliști bărboși, aventuri culinare prin Paris sau ceva. Și căutau ei să găsească cel mai bun cocovan sau o chestie de asta din Franța, dar pe motociclete. Și la final au făcut ei o rețetă, au gătit ei lângă, cu turnul Eiffel în fundal ăla de la Paris, nu de la Slobozia. Și trebuia să pună un ou și a zis să punem un œuf, because one egg is an œuf, gen is enough. One egg is enough. Anyway, și cam asta am văzut aseară pe TV Paprika. După care am dat repede înapoi pe Antena 1 că se terminase reclama la Insula Iubirii. A început Insula Iubirii? Nu mai, e doar începe acum, la sfârșitul lunii, doar că acum dau din urmă ca să crească hype-ul, știi? A, și suntem. Da, când dădeau înainte de Game of Thrones, dădeau sezoanele vechi. Ce tare. Care era scandalul? Cine a plâns? Cine a plâns, Mirica, asta? Că a început să-i povestești ceva, că a plâns cineva. Unde a plâns cineva? Ziceai tu că au plâns niște femei. Da, mă, este scandal în tenis, în lumea tenisului, nu știu dacă sunteți... Scandal în tenis! Șoc burtieră repede! Cu tremur în lumea tenisului. Șoc pe zgură! Zgura măsii! Deci se juca acum vreo două zile, se juca la dublu, la French Open. Și erau două fete din Asia, irelevant, dar ca să le deosebim între ele. Erau e greu! Cred că abia acum a devenit confusing. Stai un pic, Luisa, vorbește un pic. 2, 10, 6, 7. Așa, gata. Continuă, Mirica. Da, mă. Și ideea este că se jucau un punct și fetele astea din Asia câștigau. Și după ce s-a terminat un punct, ele au luat punctul, au dat mingea cumva în celălalt teren către copila de mingi de acolo, care nu era atentă, ea era atentă să le dea mingi la astea care pierdeau și serveau. Care ce naționalitate? Morților. Franceză. White women? Erau din Pangea. Erau pangeise. Copilul de minge, adversarii, zici tu. Da. Da, nu știu. Nu, hai să zicem white women. Da. N-am să văd. Și s-a dat mingea în partea cealaltă, a lovit-o pe fata asta care, whatever, ăștia au fost la modul, bă, ești bine, ești ok. A venit arbitru, că n-ai voie. În tenis, aparent, este o regulă de n-ai voie să te exprimi frustrările la modul ăsta. N-ai voie. Cum fac eu cu pumnii în casă. E sportul alb. Sportul alb implică respect față de adversari și față de public și față de tot. E sport de bășiți, e sport de oameni de care bășiți. Citesc codul bunelor maniere și zic, da, domne, așa trebuie să te comporți. Și au tricouri cu guler aici, am observat. Bă, asta și rugby-ul, nici la rugby n-ai voie să... Eu nu înțeleg de ce tricourile alea se numesc polo, când aia la polo joacă în pielea goală, dracu. Explicați-ne. De ce tricourile polo se poartă la tenis? Și de ce tricourile polo se poartă pe cal cu când se joacă polo? Asta e cealaltă întrebare. Mai este un fel de polo, asta era răspunsul. Care se mai zice și cricket. Nu? Nu știu. Horse cricket? Nu, e același, da, e același polo și cricketul? Bă, nu știu exact ce... Cricketul nu e ăla cu o bâtă lungă? Ăla e cricketul. E un fel de baseball, dar indian, cumva. Nu știu cum se numește sportul ăla cu ciocane pe... Deci e clar că noi ciocane nu știm nimic. Fără cal. Și cu, da, cu portițe. Dar am impresia că e și ăla tot cricket. Morților. Nu e nimica clar. Da, înțeleg de ce, și... în primul rând, de ce nu se joacă mai multe sporturi pe cai. Adică, de ce să nu pui basket pe cal, da, sau handbal. Șah pe cal. Dar să fie tabla fi desenată pe cal. Da. Și nu ai voie să muți calul. Trebuie să stai să-l faci în L. Anyway, mă. Și n-ai voie, este o regulă. Așteaptă și nu, tu. E ok, mă. În microfon nu se aude așa tare. Bă, dacă vedeți că nu rezistați la căldură, stați dracu în casă. Așa. Ieșiți așa pe stradă, să leșinați pe stradă. Aia, dracu. Și au lovit copilul de mingi, persoana de mingi. A lovit, era copil? A lovit, da, era copil. În mare parte așa de copiii de mingi sunt niște copii care fac tenis, urmează să vor și ei să intre în circuitul profesionist, doar adică au șansa să vadă tenis de aproape. E ca atunci să când lucrezi cumva la comics, you're working the door. Exact. Exact. Cam asta se întâmplă. Și... a lovit-o pe asta, a zis, bă, ești ok, s-a dat arbitru, a zis, ah, e ok, hai să continuăm meciul. Problema este că astea, adversarele, pizdele astea proaste, da, știau de regulă asta și au făcut scandal să le descalifice pe astea și l-au descalificat pe astea, că ia uite cum plânge copilul ăla. Stau un că... pic, descalificat de tot sau le-au luat un punct? Le-au descalificat, de, în primul rând l-au descalificat meciul de tot și le-au luat și toți banii pe care îi câștigaseră până în momentul respectiv. Wow. Da, for real. Adică le-au luat și eu, habar n-am ce se întâmplă, cu banii se împartă între restul câștigătorilor. Și copilul de mingi sigur nu primește bani. Copilul de mingi, femeie sau masculin? Era o fată.
Și chiar suferea? Plângea? Ea plângea. Dar cât de tare a lovit-o? N-a lovit-o tare. Bă, dar tu ai video să ne arăți? Nu contează, povestește. Lasă-l pe el, că e mai intens. Bă, în primul rând nu vreau să vă arăt video-uri cu copii loviți. Deci, nu vreau să asta a dat asta mingea pe înapoi, dar nu a văzut unde dă mingea, doar a lovit a mingea în spate. A dat mingea înapoi, e clar că nici n-a dat-o, la, adică din filmare nu pare că a dat-o nici la frustrare, nici ca să lovească pe cineva, adică doar a returnat mingea în celălalt teren, că știa că alea o să servească și whatever. Uh-huh. Și da. Asta copilul a început să plângă, când au început să facă astea scandal, că ea a început să plângă de panică că o să le descalifice pe astea. Că da, muisele astea au zis la modul, ia uite cum plânge, ia uite cum ați făcut, dar ele au făcut-o să plângă pe asta, ce? Doar au bătut căca pe asta până l-a descalificat pe astea la altea. Ce anyway, astea două pizele proaste au pierdut în etapa următoare. Și asiaticele? Au fost descalificate. S-au dus. Dar la ce scurs se întâmplă asta? Da, pe au not. Fost. Pentru că dacă nu câștigi, nu poți să te întorci fără trofee în țară. Așa e la ei. Asiaticele acum îți dai seama, lucrează pe Glovo. Ce poți să asta. Tom Hanks in The Terminal. Nu mai au țară. Trebuie să trăiască în aeroport. Trebuie să... Zi-mă, apele internaționale. Mitran, întrebare bună. La ce scurs s-a întâmplat? Era atât de decisiv că o să ia alea bătaie? Sau era 6-0-5-0 pentru chinezoice și a dat bă, cu mingea în cap? Bă, nu știu la ce scor, dar păreau că cam câștigă asiaticele. Mamă! Bă, dar hoție pe față. Rău. S-a mai întâmplat asta la un US Open, aș zice, Djokovic cu cineva și da. Djokovic a dat mingea la fel după ce se terminase punctul, dar a fost la fel, semi înspre, dar se vedea că a fost și niște frustrare acolo. A lovit un copil și... Dar n-a pierdut meciul, cred, doar i-a luat punct. Sau i-a luat un game. Ai, ciudat, era fără un game avertizare, la... fără nimic. Trebuie să mai fi făcut alea ceva și înainte de asta. Nu, mă, nu, mă, că nu. S-a mai întâmplat, am mai văzut asta cu un Nalbandian. Când i-a dat sângele, da, ăla retard. A dat cu piciorul în scândura care l-a lovit pe arbitru. Ăla cu Nalbandian adică a fost rău. Pe ăla îl înțeleg. În același timp, asiaticii, chinezii... În cazul ăsta chinezii, am văzut un titlu, nu știu cine a mai fost implicat. Dar din nou, cu tremuri și în lumea snookerului. Nu știu dacă ați văzut. Wow, cu tremure peste cu tremure. Bă, cu tremure mari. Deci a fost anul ăsta Târgu Jiu, cu tremuri la Târgu Jiu, cu tremuri la Arad. Și acum iată în lumea snookerului și cum în tenis. Cum la Arad? Da, a fost un tremur la Arad. Două săptămâni. Au picat, ce? O săptămână, două săptămâni, de curând. Ce mă, n-a fost acum câteva zile, acum două, trei zile? O săptămână, aș zice. Ok. Ce-a la noi, rău? La mine s-a simțit replica mai târziu. Ăsta-l postăm mai încolo. Nu, București. Da, mă, și-au picat bucăți. Ceva. Nu, 5 în cap. A fost 5? 5 în cap, tata. Mamă. La Manita. Sună mult. Și... Da. E mult, nu? E un pic, da. În fine, în lumea snookerului, pariuri, meciuri aranjate pentru pariuri și-au fost interziși pe viață din sport. What? Doi jucători chinezi, unul pe care îl știam și eu, Liang Wenbo. Nu știu dacă îl știi. Liang Wenbo... Mm-hmm. Îl mai vedeai pe la, îl mai vedeai pe la Eurosport. Și încă unul. Și am impresia că vreo 10 au fost amendați. Bă, dar știi că vorbeam de chestia asta, cred că am vorbit. Explicați-mi și mie cum faci asta. Cred că am vorbit. Eu pun bani pe că pierzi tu și îți dau ție bani să pierzi. Poți să faci din alea mai finuțe, gen la modul peste 6,5 faulturi în meci și tu dai ca prostul pe lângă bilă. A mai fost implicat și John Higgins, fost campion multiplu mondial, cel mai bun la un moment dat. Nu și cred. El a fost suspendat acum câțiva ani pentru o perioadă. Adică, bine, dar pe chinezi e mai ușor să-i excluzi de tot. Ăsta e un pic mai baci federația, că, cea mai șmecheră. Cu tine cred că vorbeam de chestia asta, că în snucăre, efectiv, e, ca să câștigi bani, trebuie să fii în top 25 sau ceva. Da, cam așa. Și n-ai nicio șansă. Așa că scuză-mă. Eu joc cu Mitran un meci și eu zic ție că, bă, fii atent, că meciul ăsta de mâine eu nu o să fac niciun break, să zic, nu o să fac mai mult de 100 de puncte în niciun joc. Da. Și tu pariezi pe treaba asta. Adică nu chestii foarte evidente, că okay. Pierd toate jocurile, doar că da. Niște căcaturi din astea. Mă, fotbaliștii noștri fac din alea. Mamă, e ceva compilații din astea de fotbaliști la care e atât de clar blatul. Bă, sunt ridicole. Adică din alea de dau din greșeală cu piciorul pe lângă minge sau din greșeală pasă la adversar care e singur cu portarul. Ridicol, frate. Nu mai fain sunt alea de sunt portarii cumpărați și... Ah, da. Vine mingea încet spre ei și... Da. Toți portarii de la fotbal feminin cred că-s cumpărați, mâncați și pula ta. Am văzut niște compilații cu comparații, gafe de fotbal feminin. Portarii, gen dacă n-ar fi portarii, ar fi cât de cât
decent, poți să te uiți. Dacă când vezi câte o gafă din aia de face femeia patru pași până lângă bară și scapă mingea printre mâini, că asta nu, problema nu e neapărat de agilitate, e de... Eu am văzut un video care e nașpa. Până cu aia, pe cel mai bun jucător în poartă. Eu am văzut un video la fotbal feminin care e nașpa, dar bă, tot m-a distrat că era titlul Who's Attacking? Bă, și într-adevăr era literally greu să-ți dai seama. Sorry. Okay. Bă, nu, dar nici nu știu ce înseamnă asta. Nu pot să eu vreau să, eu vreau să ajut fenomenul. Adică fotbalul feminin forță, ne place mult. Bă, eu n-am o treabă. Dar puneți-vă cel mai agil jucător, cea mai bună jucătoare, puneți-o în poartă cu aia, că acolo mi se pare că cel mai acolo pierzi public. Când vezi așa niște gafi, vine să schimbi canalul. Nu știu. I rest my case. My two cents. Ne pui un video. L-ai găsit? Video cu tenisul. Asta a fost, a dat un rever. Hai mă! Asta nu era atentă. Și-a lovit-o un pic în ceafă, mă. Da, ok, ai totală dreptate. Ia, dă să mă uși eu. Și eu vreau să văd. Nu, chiar a dat un rever. Și punem și video pentru cetățeni. Deci, fii atent. A, s-a dat așa, s-a terminat punctul, s-a dat, uite, a dat un rever, asta nu era atentă și a lovit-o un pic în ceafă, adică n-a dat tare și asta au început să facă scandal. Nu, aia nu-i de la frustrare, asta, man. Da, uite, asta se ține de piept, că nu, mai, nu știe cum să s-o gestioneze emoțiile. Sărăcuța petița asta. Da, asta, a, ca să nu mai zic că alea au fost la modul, uite cum i-a dat sângele, că au zis că îi curge sânge, în primul rând. Din piept? A? Din piept? Din suflet. De unde a lovit-o? Și că îi curge sânge. Și adică doar au făcut scandal, dar nici măcar n-au verificat la fetița asta, bă, dacă ești ok, dacă nu, dacă ceva, dacă all good. Da. Mi se pare, este super de căcat, adică e ok, adică să câștigi prin orice metodă poți să câștigi atâta timp cât e legal ceea ce au făcut. Adică ea, conform regulamentului, ele au câștigat cumva, dar nu este fair play. De da, still shitty. Nu sunt de acord cu asta, cu să câștigi prin orice mijloace legale. Adică dacă păi folosești tertipuri din astea, nu cu aia, câștigă pe teren. Astea cu, dacă ar fi echipa mea să câștige cu o modalitate din asta, mi-aș băga până de echipă. Nu aș respecta victoria aia. Nu m-aș mândri dacă câștiga Simona cu o din asta, Roland Garrosu versus, cu cine a jucat, Sharapova. Era, du-te în pula mea, Simona Halep, nu mai țin cu tine niciodată dacă te văd așa că ești de jegoasă. Da. Nu? Practic, dar pe de altă parte, uite că merge la public. Asta făcea Sharapova cu pauzele alea interminabile și cu toate chestiile alea. Da. Și tot, uite cât a fanbase-ul. Deci... Nu contează și oricum nici nu mai contează cum ai câștigat. Peste exact. Câteva luni o să conteze doar faptul că ai luat trofeul. Și când te uiți pe lista de cine a câștigat Roland Garros, o să vadă acolo Simona Halep. Nu o să fie paranteză. Da, da. Da. Știi, a fost un pic cam nesimțită. Bă, în memoria colectivă ții minte. Nu e adevărat. În 86, în memoria individuală memoria colectivă nu ții minte. Uite, în 86 cu Steaua. Căcat, mi se pare că extraordinar de puțini oameni, sunt extraordinar de puțini oameni în ziua de astăzi, nici eu, care știu câte echipe n-au participat. A, da? De asta n-au participat multe echipe bune. Italia și Anglia au fost suspendate, nu? În 86. Drăguț. Adică asta cred, cumva. Ce, a fost bătaia aia de a muri mulți? Da. Aha. Cred, nu bag mâna în foc, dar știu sigur că una dintre campionatele astea... A fost o bătaie? Strong. Wait. A fost o bătaie la un moment dat. Pe teren? O bătaie masivă, în tribune. În tribune. De cine s-a bătut? Între ei? Italienii cu englezii. Englezii nebuni. La un match. Euro, ar zice? La un match. S-au bătut în Belgia. Aha. La campionat european, cred, sau mondial. Cred că european. Și-au omorât englezii vreo... câteva zeci. Mamă, serios? Adică au fost multe victime. Că pe stadionul de aproape de unde stă sora mea. Stadionul Prințul Morților. Leopold. Cred că s-ar putea că Leopold, că care altul. Nu știu niciun. Da. Stadionul Leopold. Deci fotbalul e periculos? E periculos asta. Acum nu mai e așa periculos. Acum când eram în Londra, a trecut unii de la trei copii fani Arsenal pe lângă trei copii fani Tottenham. Și nu s-au stripat?
Nu, doar au fost la mult. Hai, 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 mui, mui, mui. Până au trecut, aia stăteau pe loc, 3-3 stăteau pe loc și ăștia doar au trecut și doar și-au dat la mui, așa, 3 de la distanță. Ce putem să înțelegem? Ce a fost drăguț, a fost nice. Da, acum de când sunt camere și security-ul mai, când sunt mulți stewards din ăștia, nu prea mai se ajunge acolo. Nu e, și acum sunt și camere pe stewards. Steward este cel mai inutil om de pe stadion, da. Unde n-ai voie să faci nimic, trebuie să porți o vestă verde, să nu te uiți la meci. Să nu te uiți la meci, să stai cu spatele la teren, să tu trebuie să efectiv să studiezi oamenii din. Și în cazul în care 20.000 de suporteri vor să intre deodată pe teren, trebuie să îi oprești cumva. Ok. Nu trebuie să îi oprești. E treaba ta. Ok. Nu trebuie să faci nimic. Max, adică singurul moment în care te întorci spre teren e când intră unul în pula goală sau ceva și trebuie să-l alergi. Tu trebuie să faci asta? Eu. Le-am zis, bă, dacă mă angajați, eu sunt ăla care alergă tu. Mirica, acum e un gol. Dacă se întâmplă ceva, îl sunăm pe Mirica. Am mai văzut un clip cu un câine care intra pe teren și a furat mingea. Da, e funny. Și mi-a dat drumul, da. La câini nu mă bag. Da, pe aia cam trebuie să-i lași în pace. Eu am o pildă pentru voi astăzi. Am citit-o pe Facebook. Vreți să vă citesc și dumneavoastră? Hai să trecem la pilde atunci. O adolescentă și-a cumpărat un iPhone. Când tatăl său l-a văzut, a întrebat-o: care a fost primul lucru pe care l-ai făcut când ai cumpărat? Tânăra a răspuns: am pus o folie protectoare pentru ecran și o husă pentru telefon, a răspuns ea. Te-a obligat cineva să faci asta? Nu, i-a răspuns ea. Nu crezi că e o insultă la adresa producătorului? A răspuns probabil Toma. Nu, tată, dar de fapt producătorul chiar recomandă folosirea unei huse pentru telefon. L-ai acoperit pentru că era ieftin și urât? Nu, tată, este cel mai scump din gamă. De fapt, l-am acoperit pentru a-l proteja și să nu-i scadă valoarea și să se urățească. Bla, bla, bla. Telefonul e Dumnezeu. Nu. Tatăl și-a privit fica... Apoi Corinteni 3:15 sau ceva. Tatăl și-a privit... A trebuit să mute o grămadă de grâu și era telefonul de desubt? Nu, măi, nu e aia. Tatăl și-a privit fica cu dragoste și a spus: totuși, dacă ți-aș fi cerut să-ți acoperi corpul, care este mult mai prețios și mai valoros decât un simplu iPhone, ai fi acceptat cu ușurință? Multe semne de întrebare. Ea a rămas tăcută și această discuție a făcut-o să înțeleagă că tot ce încerca tatăl ei să-i spună de ceva, ce tot încerca să-i zică de ceva vreme. Deci, dragi fete, amintiți-vă întotdeauna că îmbrăcatul indecent și expunerea corpului vă reduc valoarea și respectul pe care îl primiți în societate. De ce, mă? Dezbrăcatul. Păi da, să zic că... Păi de ce reduc? Stai păi puțin. Nu, îmbrăcatul... Stai, mă, n-am citit eu bine? Trebuie să fii dezbrăcată. Ăsta nu știa că să stea telefonul cum l-a lăsat Dumnezeu dezbrăcat? Nu asta zicea tatăl? Păi nu. Nu, că uite că-ți vine, ai reflexul să-l îmbraci. Uite că-ți vine, adică la telefon de ce faci asta, dar la trupul tău, nu, care e mult mai scump decât 6.000 de lei. La a, mie mi se părea că tatăl îi reproșa că de ce pune folie. Eu asta am înțeles. Că de ce pune, deci nu era, făcea o paralelă. De ce pui doar pe telefon, da, și nu și pe telefon, tine? Da. Ah, okay. Tu ești un iPhone. Aha. Da, sau eu vedeam în felul următor. Fie s-a treia să zică: da, tată, da, eu nu mă sparg. Și apoi tasul să-i fută una. That's it. Ghinion. Nu mă sparg așa ghinion ușor. Să cheme pe micuță să-i o carabă. Ghinion. Asta a fost pilda pe ziua de astăzi. Rei. De pe ce pagină, Luisa? De pe Facebook a dat un băiat share la asta, nu știu de pe ce pagină, și eu i-am dat bloc. Eu cred că a devenit foarte misogin Facebook-ul și eu am în ultimul timp totul la oameni care postează, bă, niște atrocități, efectiv, în zona asta de... Niște căcaturi. Nu mai luați o căpșună, că vin muștele. N-are niciun sens, mi se pare că au intrat, adică e mai multă piață de desfacere pentru oamenii care bagă chestiile astea ortodoxe, bisericești, conservatoare, da, pentru că na, părinții noștri sunt acolo și... Apropo de chestii bisericești, a avut loc la Suceava, cel mai mare festival... De beli! A fost mare concurs! De beli pula la cap! Da. Cel mai mare festival de muzică bisericească neoprotestantă. Care sună cum? Dă-ne un exemplu. Iisus Hristos! Iisus Hristos! Glorie! Cam așa. Glorie. Mi se pare genial. E o muzică bună de concert, de la care să miști masele de oameni. Scena știi unde era amplasată? În cetatea medievală a lui Ștefan cel Mare, care era creștin, de la care Ștefan ortodox. Ștefan acum efectiv face piruete în mormânt, că s-a făcut scenă neoprotestantă la el în cetate. Poate doar dansează pe muzica aia. Poate doar dansează pe muzica aia, așa se dansează. Nu știi. Bă, dar era foarte plin și cadre din dron, așa, șmecher, și mulți oameni. Nu știam că sunt atât de mulți pocăiți din ăștia. Păi stai, mă, când am avut noi show, unde erau? Au închiriat Național Arena de Paște. Gândește-te. Bă, da, dar Arena Națională, înțeleg, că e o chestie, e o chestie, scrie națională, e a tuturor.
Dar cetatea de scaun mi se pare o chestie. Da, mă, nu, eu aici doar ziceam că sunt mulți. Normal că sunt mulți. Peste da, tot nu știam mulți. Că Suceava sunt mulți. Că în Moldova, adică a, că Moldova e, că e o zonă e mai credincioasă tradițională. Bucovina acolo e patria ortodoxismului, așa. Nu cred, mai, că eu cred că au făcut-o doar așa in spite of, doar ca să-și arate, să se flexeze. Mergem și ne facem festivalul de muzică neoprotestantă în fix inima, în inima ortodoxismului asta, românesc. Nici n-am citit foarte mult, nici nu am citit foarte mult, dar mă așteptam să fie niște bătăi, niște ceva, niște proteste anti, ceva, aur. Ce pula mea faceți? Asta e întrebarea. Dar este fantastic la e, e ca și cum te duci și faci o orgie masculină homosexuală fix aici în față la videochat. la fetele astea bune. Uite, bă, e fix așa. E fix așa. Ok, ce s-a întâmplat la festivalul ăla? Adică am văzut doar un minut de promo că s-a întâmplat. Și, și era foarte era foarte frumos executat video. Adică cadre din dron, tranziții, șmecher, muzică. Dar n-au banii? Muzică, asta zic, pe bani stau bine. Dar mie mi se pare că asta cu neoprotestanții, mie mi se pare că ar trebui să câștige și atât, că au lozincile astea, mai ca lumea, mai strong. Adică unde îi pui să se bată ce cu... Ce lozinci am, noi, păi din astea, toate... Ius foarte... Microbiste cumva, mai agresive. Bă, nu știu, dar... Ce îmi place la ei, mie ce îmi place la ei. Sunt așa cu Dumnezeu Iisus și vede și da, au venere prin oraș. Da, da, asta ne vrem valută, vrem ca Iisus să ne fută. Okay, Iisus, da. Vine. Iisus vine. Da. Numere, cifre, tu cifre. Tu chiar crezi că o să intri în rai? Ok. Afla deci adevărul.ro. Ei sunt? Da, okay. Ei sunt. Okay. Dar sunt multe congregații. Sunt toate scrise cu bold, deduc. Da. Nu știu cât de bine se împacă ei între ei, asta e întrebarea, că ei sunt foarte multe feluri. Adventiști, martori lui Jehova, mai zici tu vreo două. Elveția, Italia, mai zici vreo păi două. Ăia de ziua a șaptea sau ceva. Adventești. Da. A, ăia sunt? Nu știu. Pentecostali. Da. Și nu știu cât de bine, dacă, de exemplu, la festivalul ăsta, dacă s-au adunat au toți. Au dansat? Nu, e cântau. Ce am văzut eu, se cânta. Ții minte că aveam o colegă de generală care era ceva... poate ziua a șaptea ori something, ceva pentecostal something, da. Nu știu exact. Și m-am întristat așa de tare când ai zis că ea nu poate să-și sărbătorească ziua de naștere și nu o voie să danseze. De și ce? Am fost that's so sad. Pentru că Iisus nu vrea să te distrezi, să te simți bine. Bă, dar e un paradox acolo. E un paradox acolo pentru că pe de o parte sunt foarte cu religia așa și foarte ne ajutăm comunitatea și ne rugăm împreună și fratele Marcu și fratele Ruben și fratele Anton. Așa. Așa. Elisei. Pe de altă parte, când iese unul din comunitate, îți dă-l în pula mea, să nu te mai văd niciodată pe aici. Adică okay. Foarte, da, a ieșit foarte gata, te duci în morții tăi. Îmi place, aplic asta în relațiile mele. Mi se pare că ești penticostală de ziua șaptea, da, când vine vorba relații, de... Da, relații, da. Eu am văzut, e un preot care a clacat, a ajuns semi... viral așa din ce postează pe Facebook. A făcut sex cu o femeie. Nu. Era matură. N-a clacat la modul ăla. Era de vârsta lui Taci. Nu, postează chestii în alea pentru căință cumva, dar dusă la un extrem ridicol efectiv. E astăzi mă duc la biserică pentru că sunt un vierme împuțit de om. Numai chestii în alea extraordinar de agresive, da. Și a început lumea în comunitatea lui să se ia de el, că bă, gata, că o duci prea la extrem. Două morții, nu vrem fiecare. N-ai înțeles cuvântul Domnului. Da, păi aia e că cumva în halul ăla trebuie să te și căiești. Și folosesc pentru... mult mielul, ei sunt cu mie. Dar nu e, mă, mi se pare că nu e așa, mă. Bă, relația, eu nu înțeleg de ce relația cu Dumnezeu trebuie să fie la modul ăsta de toxic. Adică, tu știi, dacă îl înlocuiești pe Dumnezeu cu iubita mea, nu cu iubita mea, da, cu iubita ta, da? Nu da. Poți să te duci la ea de sunt un vierme de om, iartă-mă, da, exact, mai mula mea, că da, să mă, da, marși în gâtul că, mătii dacă, de aici, caută-ți altă mea. Nu iubești ca pe iubita ta, nu, să da, fii dacă, serios. Dacă iubita ta chiar asta vrea și place, poate să mai pui întrebări și despre iubita ta, adică cum... Asta e, de ce acceptă ta, de ce are sindromul ăsta așa mesianic. Da, 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 exact. Deci nu e, mi se pare că Dumnezeu chiar e... Băi, cu muia un pic da. Așa. Din ce am mai observat așa, n-ai voie să te machezi, n-ai voie să... N-ai voie să te rogi la Dumnezeu dacă ai ciclu. Deci să ai, cum îi zice, fusta până, pe picioare. Până peste genunchi, n-ai voie peste genunchi.
Ok. Mai mult baticul pe cap cu aia, nu înțeleg baticul pe batic, cap. Batic, n-ai văzut să fii vopsită sau... Totul e căință. Ca dacă fată. Dumnezeu te-a făcut așa, să albești la 30 de ani, ce pula mea faci tu figuri la Dumnezeu? Dar de ce batic, mă? De ce batic? Asta e, basma. De ce batic? Ba, adevărul e că este rușinos să ai părul lung și lăsat așa în public. Că bă, este să scoate pula la bărbați, adică de-aia au pățit și femeile alea din Middle East. Că e, dacă ai părul lung și frumos, e semn de fertilitate sau ceva. În același timp... Și noi nu vrem să ne scoate pula. Și nu ți s-a pula niciodată la păr? Doamne, ce volum! Oh! Am avut niște colege prin liceu. Am avut și o colegă de clasă. Mai se mai dădea, mai era mai de lume așa, dar tot se cumva era aparte. Fuma cu voi, dar după se ducea să-și ceară scuze la biserică. Nu, nu, adică nu era, era destul de cuminte, să zic așa, dar râdea, avea ce vorbi. Era parte din grupul nostru, bă, știi? Bă, normal că sunt și oameni așa. Am fost la ea la botez, de exemplu. Aoleu, botez n-a la tris, nu? La 18 ani, s-ar putea că la 18 ani. Din ăla, de-a intrat în piscinuță din aia, în rochie albă. Da. Din cap până în picioare din aia, fără să nu se vadă prea multă piele, dar era un concurs de tricouri rude până la urmă, să fim serioși. Că s-au mai botezat câteva. S-au mai botezat și câteva. Și domnișoarele de onoare s-au botezat și ele. Pe retină. Dacă închid ochii și mă concentrez, le văd și azi. Dar asta zic că erau și... Era o fată la o altă clasă care... Părea ea că se roagă, dar până la urmă o vedeai cu unghiile vopsite, cu ruși, cu astea. Adică nu părea că a fost scoasă din congregație pentru atâtea lucruri. Se pare că poți să... Fentezi. Te mai, da, mai sari gardul așa la limita acolo. Păi, nu înțeleg de ce nu apar influenceri penticostali la modul de... Sunt cu ei. Hmm? Sunt. Nu-i urmăreai tu pe unii? Ba da, eu urmăream eu o fată care așa făcea interpretare, cum să zic... modernă a scripturii și zicea cum se aplică, nu știu, pe TikTok. Să, da, cum se aplică să nu râvnești la ce pula mea, la aproapele tău, la soția aproapelui tău, cum se aplică în viața de zi cu zi sau căcaturi din astea. Și se căia, nu știu care e diferența între căință și pocăință. If only we could find out. Hai că mă uit eu. Asta este o întrebare bună. Nu știu de ce, dar tu nu înțeleg sufixul cum... po, ce presupune? Păi cred că pocăința e un stadiu la care ajungi după ce te-ai căit destul. Că e un proces, nu? De ceva în urma, în urma procesului de căință ajungi pocăit. Da, 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 da. După ce te-ai căit, odată ce te-ai căit, odată ce te-ai căit, ești pocăit. Dar trebuie să te căiești mult timp. Căință înseamnă părere de rău, durerea sufletului și repulsie față de păcatele săvârșite, wow, împreună cu hotărârea de a nu mai păcătui în viitor. Și pocăință este popărere de rău. Sună foarte anxietate această căință. Pocăință, da, înseamnă căință e pentru păcatele săvârșite. Ce e? Căință pentru păcatele săvârșite. Deci același... Regret pentru o faptă rea, o greșeală. A, deci, e... deci sunt sinonime. Pocăință, căință și pocăială sunt sinonime, scrie aici. Care pocăială e? Da. E un cuvânt super. Ce ai băiat, dar pocăială în tine? Mare pocăială în seara asta. Pocăială la cap. Mare, 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 mare pocăială. Bubuială, pocăială. Pocăială și... Hau, hau. Bahaos. Sună bine, poate așa s-a numit și festivalul. Marea pocăială. La Cernavoda veselă. Pocăială. Ce crezi că s-a băut? Adică când te duci la un festival de muzică, oricare ar fi... Adria Cola. Da, suc de struguri, natural. S-a băut suc de struguri mus, acolo. Mus, s-au căcat toți. S-a făcut o coadă la baie. S-a dat așa, a avut niște finger food, așa, niște anafură tăiată cu bulețe, gen cu Betty, dar de anafură, cu diferite arome, I guess. Nu știu dacă cred și ăștia în anafură. Am oare? Cu Betty. Bă, adică vrei să ei nu crede în trupul lui Dumnezeu? Îl au pe Iisus, dar cu singurii și cântă la chitară mult. Iisus? Ar putea la fletele alea. Cântă la chitară. Eu cred că l-am văzut în vamă la trecută. Era Mirel. Stau singur și mă întreb de ce am plecat de acolo. Îi place lui Iisus chitara, că au momente din ce am fost eu o singură dată. Procesiunea aia a început cu niște speech-uri, au venit niște frați care erau mai... Pătați. Adică nu trebuie să fii neapărat preot ca să vorbești în biserică. Mai vine așa fratele nu știu care și zice el ceva. Bă, trebuie să ai har. Asta e chestia. Harneală. Care ce înseamnă har?
Come on, let's play the Jesus game. Și are înseamnă talent. Înseamnă talent la Dumnezeu. Asta mi se pare mie. Dar divin. Dar divin, foarte bun dar Dragoș? Divin. Dragoș. Înzestrare divină cu anumite aptitudini. Grație divină acordată omului. Am simțit divină. Puterea sacramentală a preoților de a oficia Club divină, actele cu DJ de cult. Denny. Băiatul ăsta are har? A ziceți așa, puteți să vă uitați. A, da, e a, har. Har, da. Dar și neală. E, pare că e și o pârlă de la Animal X. Son Goku, așa. Și... Are har neală de la har derivat? Să caut. Îmi place. Nu cred că are har neală în Dex. Care are har neală băiatul ăla? No, cum să nu fie harneală. Refuz să cred că există harneală. Ironie, batjocură, glumă proastă. Simularea îmbolnăvirii în vederea sustragerii de la îndeplinirea unei sarcini. Cum cu aia există harneală pe tine? Și nu există stand-up comedian? Nu există stand-upper sau stand-up ceva? Jobul nostru nu există în Dex, dar există harneală. În Dex nu e? Parcă nu exista, nu? Nu, asta și era... Cum? Bine, că ăsta e Dex Online, poate, nu e, e Dex Online. Trebuie să fie în alea. Nu e asta ediția tipărită. De Academia Română, nu e curat, curatorizat cu curat. Deși mi se pare cel mai de încredere Dex Online. Mamă, adică... dar comediant, a doua deferință de la comedian după scamator, este persoană prefăcută, fățarnică, ipocrită. Aia, care, care să fim serioși. Mult, să fim la academician ce e? E aceeași definiție. Nu mai știu, ca la comediant. Ca aparent la comediant, să fii comediant înseamnă să fii persoană fățarnică. Mai zi. Fățarnică. Pățarnică. Așa, deci în afară de scamator. Persoană prefăcută, fățarnică, ipocrită. Cârge. Păi stai mă, dar aia, că termenul bun e comedian, nu comediant. Nu, eu nu cred așa ceva. Păi da, mă, dar refuz să cred. Da, eu refuz să mă intitulez comedian. Da, de acord. Nu, nu, dacă se... Păi nu, dar nu. Și la comediant, primul este comedian comic. Ah. Comedian. Bă, de ce comedian? Că e din engleză. Și sună așa, nu, sună la... arogant, așa, francez. Comedian. Eu sunt francez. Oare așa, zici? Comedian. E ca la muzicant. Într-adevăr, este și muzician. Da. Dar este și muzicant. Da, da, nu e muzican. Muzicon. Muzicon. Băi, muzicon. Ia vină încoa. Ia bagă pe aia. Muzicane. Muzicane. Asta e, mi se pare, adică, care e diferența între muzician și muzicant? Că eu cred că muzician este un om care știe muzică, care a studiat muzică, poate are și o diplomă în direcția asta. Da. La muzicant, e un băiat care cântă pe stradă. La flașnetă, da. Câteodată e și un măgar. E și un măgar, exact. Să fii, da, din Bremen să fii. Și... Na, noi n-avem studii. Adică Bendeac poate să fie comedian. Că el are o facultate de actorie și acum execută actorie comică sau ce dracu face el. Execută. Și poți să spui că este comedian. E. Yeah. Poate, nu știu. Mi se pare ciudat comedieni. Uite o buburuză. Mi se pare ciudat la... Cel mai ciudat mi se pare la plural. Comedieni versus comedianți. Eu când am fost la aia cu Cabral, cu ce... mai morților zic românii. Da, chiar au cum, tot schimbatele în spate. Erau fete care făceau stand-up și băieți care făceau stand-up. Și în spate la un moment dat tot schimbau termenii, că așa suntem noi hazli. Și la un moment dat în spate scria stand-up-ele, care dă-te morți. Stand-up-ele? Uai, șori, hai, cu fetele, da. Stand-up-ele. Bă, dar asta e retardat rău. Îmi sare de pe deget pe genunchi de 3 ori a făcut asta. Eu nu înțeleg ce... Am scăpat-o. Ce aportau buburuzele în viața noastră? În lanțul trofic? Da. Cred că puse și gărgărițe. Alți oameni le spun gărgărițe. Eu le zic și gărgărițe. Nu cred, gărgărițele sunt altele. Alea care îți mănâncă cerealele, da. Ochii lui Dumnezeu. Nu, mă. Care sunt ochii lui Dumnezeu? Alea-s vaca Domnului, bou se Domnului, cheamă. Mă. Și ochii lui Dumnezeu care sunt? Boului. Care sunt ochii lui Dumnezeu, mă? Ce morți dai? Eu ochii lui Dumnezeu nu știu. Nu? Ochii lui Dumnezeu. Ochii. Și ochii lui Dobrin. Ochiul Dobrin era o țuică cu două prune pe etichetă. De-alea albastră, așa. Și zicea ochiul Dobrin. Eu știu că astea sunt gărgărițe. Buburuze. Gărgărițăriță zboară în poieniță. Buburuza ce morție îi face? Buburuză ruză. Are ruși pe buză. Da. De curvă. E puțin obtuză. Această rimă mă amuză.
Bam, bam. Muzicant, da, înseamnă că era, că la tine e vaca domnului, la mine asta se zicea. Da, da, da. Vaca domnului. Care e la la mine asta se zicea ochiul Dumnezeu. Asta, ochiul domnului. Sau cum zice asta George Topârceanu în Rapsodii de primăvară, gândacii domnului, că ies gândacii domnului pe zid. Cântă Tudor Gheorghe în interpretarea lui. Dar nu sunt toți gândacii domnului, dacă e să crezi. Da, cu ei, din punct de vedere, cum îi zice, nu bisericesc. Din luna mai până în iulie e sezonul de împerechere. Masculul și femeia rămân lipiți timp de 24 de ore. Da, fund în fund. Crezi că e cineva care se lăbește la informația asta? Nu, cred că e, nu cred că stau fund în fund. Cred că stai la vaca domnului sau da, la da. La vaca domnului. Am mai văzut, dar nu mai țin minte acum, n-am o imagine mentală. Nu mi s-a, asta nu mi s-a ars pe. Cred că se urcă unul. Eu cred că gândacii nu se, da, cred că se, da, cred da. Că ia asta pe toate picioarele, pe toate membrele. Cu picioarele în sus. Ia. Da, ca să întoarcă ochiul lui Dumnezeu la pământ, să nu vadă Dumnezeu. Ochiul maro al Dumnezeu. Fucking pounding. Și oare curul este ochiul lui Satana? Al treilea ochi. Și adică cred că ea stă pe toate picioarele și el se urcă peste ea și doar stau cam așa. Nu, trebuie să ții invers. Și el vine de aici din spate și se urcă așa și fute acolo. Da. Da, dar nu știu, adică e ca la oameni, e cu penis, sunt vagin. Nu, e wireless. E wireless, nu? Vezi, mă, ce înseamnă să fii vaca domnului. Bă, mi se pare, nu cred că... Cred că doar se roagă foarte tare să rămână însărcinați. Da. Da. Asta ajută. Adică toate animalele se reproduc prin sex? Da, nu. Bine ați venit la Descoperă lumea cu Mirică. Peștii, nu, de peștii exemplu, nu. Gen cai de asta mare, căluții de mare. Căluții, da. Căluții, sigur, da. Adică se întâmplă eliberatul de... cum se cheamă sperma la... Lapți, cred că se cheamă la pește. Da. Bine, cred că e sperma de căluți în căluți. În mascul. În același căluț, nu? Masculul poartă adică pui. Adică își dă drumul în el. Păi da, atunci înseamnă că femeia pune ceva în căluț. Nu pune, mă, nu există femele. La căluții de mare? Nu există așa ceva, sunt numai toți masculi. Adică de fapt nu, sunt toți, sunt, dar nu contează. Sunt toți, fiecare căluț de mare este și bărbat și femeie în același timp. Există egal populația de femei, da, cu populația de bărbați. Ok. Dacă a murit un căluț de mare, înseamnă că a murit o femeie și un bărbat. Bun. Au murit doi căluți. Au murit atunci doi căluți. Atunci nu mai știu nimic. În tine, Virgil, sunt doi căluți. Amândoi bărbați. Eu doar inventez acum lucrurile. Am auzit la un moment dat că căluții sunt... Bă, și culmea că la căluți, adică e femelă până în momentul în care începe să poarte copii și atunci se transformă în mascul? Da. Că noi știm că masculii poartă copii. Da. Bă, ce fix pe dos. Nu știm dacă așa e. Masculii sigur poartă copii. Da, dar dacă n-au copii, n-ai de unde să știi că e mascul. Da. Că doar așa știi să faci diferența. Dar că în general n-ar trebui să mai clasăm în funcție de gen. Da, pentru că ne-a arătat și Arnold Schwarzenegger că poate să poarte copii, deci nici la oameni nu mai ești sigur care-i care. S-a întâmplat, știți, s-a întâmplat pe bune vreun caz? Da, cu ce? Cu bărbați care au rămas însărcinați? Eu am rămas de vreo două ori până acum. Da. Cu ce? Cu gemeni. Tu Capricorn, ia gemeni? Nu cred, doar acum că dacă poți ești transgender. Așa. Și tu acum ești, te identifici ca fiind bărbat. Uite cum pășește pe terminat. Tu te identifici ca fiind bărbat, dar ai în continuare părți reproducătoare inițiale. Îți schimbă ambalajul cum ar veni. Da, dar ce e pe dinăuntru încă n-ai schimbat. Miezul. Da. Și așa poți să rămâi însărcinat. Da, și a ieșit aterizarea. Aia, a fost bine. Ai fost... Dă-te morții tăi, mulțumesc. E foarte bine. Wow. Nu știu de ce m-am aruncat la asta. Puteți zic, nu știu, să-mi fumez sigara și să-mi văd de viață. Deci, așa nu cred. Și dacă ești, să zicem, te-ai născut cu ambele părți, că sunt cazuri, cred că una e dominantă și da, oricum, cred că ai niște probleme medicale. În sensul că greu. Nu s-a făcut încă transplant de uter. Nu cred că poți să faci transplant de uter. Nu încă. Nu încă, dar nu cred că n-ai restul. Nu, cred că e doar uterul, cred că mai știu, trebuie. Da, na, eu imaginez că aia e cea mai importantă piesă unde... Gen în celții. Exact, balonul ăla. Da. Că după aia, dar unde îl pui astea, că se mișcă toate? Bă, da, și asta e copiii ăștia, că sunt retarși și copiii. Ia! Copiii nenăscuți.
îți mișcă efectiv toate organele, adică pe tine ca femeie te doare în alea, bine, poate la început final, nu atât de tare, mai spre final îți împinge, simți așa cum îți mișcă ficatul, îți dă cu picioarele în rinichi. Foarte des sără acele femei însărcinate, nu? Că ți apasă pe vezică, dracul ăla mic. Vezica, clar, dar asta că și ficatul ți se duce mai încolo și rinichii mai înceafă și deci totul se întâmplă. Deci sunați-o pe mama voastră, fiecare să sune pe maică-ta, mama lui, fiecare cu mama lui. Deci, mămicuță, măicuță, îți cer iertare, mă căiesc aici în fața matale. Că ți-am dislocat organele. Da. Lasă-mă că și ea, și ea te-a bătut după aia. M-a bătut. Mamă. Ți-a luat bătaie de la maică-ta? Violent? Adică în sensul de lovitură sau așa o urecheală? Mustrare. Asta, urecheala... Am mai văzut urme de violență în... În familia Mirica s-au întâlnit urme de violență? Altrilea cu tremur? Nu, al podcast? Nu, nu vrem să o scoatem acum, să o excludem din turneu. Nu, doar nu, așa. Nu descalificăm. Da. Bă, nu prea mai, că taică-mi nu m-a atins niciodată. Nici, măcar nici cu o îmbrățișare. Nici cu o floare. Nici măcar cu o floare. Nici când l-a rugat frumos. Și maică-mea m-a mai atins. Ca să zic așa. Avea la un moment dat, nu știu ce dracu a prins ea, îi plăcea, nici să nu dea în mine, dar trebuia să mă și pedepsească cumva. Ați punea piedică să cazi în stâlp. Ați puțea toate colțurile prin umărul, așa, un pic. Trăgea festul pe ochi și apoi îi dea palme peste ceafă. Făcea bully din ăsta. Nu mă, dar a prins un plici de muște. Cu care nu dădea ca atunci când prinzi muște, dădea așa pe lateral. Cu cantul. Oh, okay. Cantul doare. Da, doare. Cred că doare și așa. Cât credeți că costă un transplant de uter? Am văzut. Cost? România e printre singurele 10 țări. Stai un pic, de la femelă la femelă mă gândesc, nu? Probabil. 35.000 de euro. Așa puțin. E puțin? What? Nu cred, mă, eu cred că pot să o găsesc cu mai ieftin. Stai, mă, că de banii ăia... Dacă vă luați voi premiile de la Sfântul Peluș și Noi Mor, nu vă luați un uter? Nici bă, uite, un uter? În SUA sursele susțin că e în jur de 300.000. De în America îmi imaginez că e totul scump. Dar acolo. În Suedia... E 4.000 jumate o ambulanță. E 4.500 de dolari o ambulanță. E 5 dolari o pâine de o morții ei. Hai să vorbim de Suedia anului 2014. Haide să vorbim de Suedia. Dar și Suedia e scump. Prea puțin, în care bivolarul era... Suedia are sistem de sănătate asta, de stat. Suedia 120.000, a zice, o treime din America. Da, nu din de America. Euro, de coronițe sau ce au ei. Nu, da. E în euro. Vichingi mici. E în euro. Oh. De corona, cerveza masfina. 257.000. 75. Ah. De mii? Ah. Ia uzi. Dar la ce ți-ar trebui un uter? Dacă... Pentru ca să faci copil. Da, mai bine adopți-o, dacă îți dorești așa de mult da, un copil. Da, sau faci din aia să și îți dau copil. Și îți dau... Surogat? Da, da, îți dau ovulul și ține și mine asta până... Până se coace. Îți zice el, știe el când se iasă. Practic e copilul e ca o banană pe care o bagi în ziar și o pui undeva în dulap, așa de se facă umbră, galbenă. Da. Nu știu, mă, adică, dar cred că poți să găsești. Adică nu cred că este atât de important uterul pentru unele femei. Cred că unele femei ar scăpa de uter, n-ar, ce să pentru facă cu el? Pentru un preț corect? Luiza, tu ai asta ar trebui ai să plan fie la uterul tău, ai un plan cu el? Nu, dar cred că nu te ajută la ceva și uterul ăla, chiar dacă nu locuiește cineva că e nemobilat. Cred că dacă ți-ai un pumn mai tare așa, mai e un strat în plus față de la noi. Da, adevăr, cred că e doar necaz. Tu acum că ai uter în tine. Da. Ni-l arăți și nouă. Îl ții degeaba. Dacă îl ții și mie telefonul. Dacă suflu tare se umflă, plutești. Nu, dar serios, are aer în el sau e lichid? Acum, dacă nu e umplut cu nimic, e ca un balon gol și se dezvoltă sau e... Cred că e mai mic și e se o cavitate acolo. Ia că o să caut, habar n-am. Habar n-ai ce ai în tine, vezi? La ce, tu știi, mă, ce păi ai în tine? Păi nu, dar ai râs așa de parcă, da, uite da, și prostul ăsta ce-aș spune. Dar până la urmă și noi, adică, spre exemplu, între uite. Rinic și alte chestii din corp, e aer? Eu aș zice că nu e aer. Adică e doar mușchi peste tot, e foarte comprimat? Sau lichid. Sau țesut? Mă gândesc că a, e lichid. Nu, uterul e mic, fii atent, asta știu, fii atent, gata. Deci așa, uterul... Ia să vedem. E ăsta din mijloc, am văzut cu toți acestea. Da. Am mai văzut și ce trompe are, băiat. Deci, uterul... Să-l ai trofeu așa pe perete. Dar zici că e șarpele ăla de la farmacii. Uterul e acolo sus și pe ăsta se face chestia aia de uterine lining,
care atunci când ești pe stop se dezlipește și curge din tine. Și dacă, deci dacă în momentul ăsta nu ai nimic. Suntem construiți la fel în afară de... Dacă vreau să devin intim în afară de toată partea asta. Partea asta, na. Dacă vreau să devin intim cu prietena mea. Da. Unde, unde mă opresc? Lasă aia. Hai să o luăm cu începutul. Păi trebuie să iei niște flori, cred. Pe care le pun unde? Deci ce te întreabă Mitran e unde dai cep. Bun, am aflat și... Apropo de asta, au spart rușii un baraj, mă. Nu se știe, sau ucrainienii dau vina unii pe alții. Unde asta? În România? Nu, mă, un baraj dă-i mare. Dă-i pula mea atunci. Să nu ne strice nou canalul Băstroi acolo. Baraj, ce baraj? Un baraj mare. Baraj, baraj. Un baraj important, da. De ce? Barajul pentru euro. De apă. De apă, pe Nipru, dacă nu mă înșel. Oh, care e după Nistru, următorul Nipru, cred. De la Nistru până la Tisa. E prut? Tot românul? Nu e prut, Eminescu, Nistru, Nipru, nu? De la Nistru până la Tisa, tot românul Sifilisa. Așa, mă, deci era un baraj. Era un baraj, care acum nu mai e, că la un baraj. Dar era cu, ca porțile de fier, așa, sau de-a lungul. Ce vorbești, mă, cine a mai făcut ceva ca Ceaușescu? A, dar l-ai dit, barajul e când oprești de tot. Da. Aha. A, și ăla l-au distrus? L-au distrus. S-au luat fisurat un pic. Seama, tu n-ai văzut? E rău, e foarte rău. Adică chiar e super rău. E dezastru ecologic. A fost viitor așa a ras localități? Da. Nu știam asta. Nu, n-a ras localități. Ideea e că e foarte aproape de... Acum vreo 3-4 zile. Wow. Dar ideea e că chiar e nașpa și e foarte aproape de o centrală nucleară, de s-ar putea să avem și partea a doua de la Cernobâl. O anunțăm aici. Cernobâl 2, electric bugălu. Apăsați pe clopoțel dacă vreți să aflați când apare Cernobâl 2. Apăsați cu unul dintre cele 12 degete pe care le aveți la dispoziție acum. Bă, dar... Deci, fucked up. Ce spuneți voi e că a fost infiltrare așa, gen, cum îi zice, gherilă? Că ei dau vina unii bombe pe alții. Bă, pentru... am impresia că au pus explozibil pe el de azi înainte. Ideea e că e atât de ridicolă treaba. Situația încât dau vina unii pe alții. Rușii sunt la modul că cum să distrugem așa ceva că ne inundăm noi pe noi. Că ei au acum ce insule acolo? Șerpi, Crimea. Nu, Crimea. E la Crimea. Ei au Crimea și ei sunt coaie, cum să ne distrugem noi? Ucrainienii zic coaie, cum să ne distrugem noi barajul și tot așa. Și doar este toată lumea alarmată că nu e bine. Voi ce credeți? Tu, Dragoș Mitran, tu ce impresie ai? Eu cred că evreii. Legit până aici? Sau serviciile. Serviciile, în mare parte. Cred așa, că deci, l-am văzut o dată și pe Andrew Tate pe acolo. Asta era, este huge. Ai multă apă. Dar să pună o vacă lângă să-mi dau și seama cât de mare e. Să pună ceva, să comparație. Chiar e foarte mare. Da. Așa. E ca la Vidra, dacă știți barajul Vidra, așa e. Tu urmărești gen știri. Vidra. Da. A, Zaporojia, mă, este Zaporojia. Intrați pe Facebook la Dan Negru și o să vedeți acolo o filmare cu el și să zică, uite în ce hal s-a ajuns. Nimeni n-a mai avut grijă de așa ceva. Mai țin minte, era un joc pe calculator unde trebuia să explodezi un baraj. Dar era cu naziști, parcă trebuia. Dacă să aduci mulți, da, gen super mulți castori. Filipinezi castori. Și le dai drumul să-și facă treaba acolo? Da, să construiască. Mulți. Mulți? Gen 6. Mulți, dar mult timp trebuie, mă gândesc. Adică eu cred că sunt în stare nu să facă. Nu lucrează overtime? Cred că sunt în stare să facă o structură foarte mare. Da. În același timp trebuie lemn. Trebuie materie aduci, primă. Trebuie să le aduci materie primă. Lemn vin austriece din România, iau lemn. Da. Asta unul la mână. Protecția muncii, căscuțe de alea miște pentru fiecare castor să nu Colgate mult. Dar asta e că trebuie, nu știu dacă trăiesc ei în familie atât de mari încât să se înțeleagă între ei, că ăștia castorii, sunt mai da? Castorii cunoscuți că sunt foarte sectanți, așa, fiecare sunt pe treabă. Sunt castorii pocăiți? Da, mă, și ce n-am abordat, dacă tot suntem la știrile săptămâni, este și greva profesorilor, de care nu am vorbit, nu? Wow, care greva profesorilor. Nimic. De asta suntem așa de analfabeți, că nu mai avem profesori cu aia. Da, pentru așa. Că un profesor când intră, primește un frumos salariu de 2300 de lei. Da, un profesor analfabet.
Profesorul ăla care intră cu nota 5. Nu, toți profesorii care intră în învățământ. Ăla e salariu. A, cred că asta e din propunere. Că acum era că dacă intri cu notă mare să iei 4.000, dacă intri cu 8 să iei 3.000. Nu, și cred dacă că doar era să se modifice să la toți la început să fie 4.000, măcar, adică 4.000 spre asta. Dar partea interesantă este că a ieșit Iohannis, care este profesor la bază, și a început să urle la toți profesorii: de ce morții voștri aveți, duceți-vă în pula mea la muncă, ceea ce este extraordinar de jenant. Și au ieșit și mai tare dimiți profesorii. Adică mi se pare că Iohannis a contribuit acum, pentru că Iohannis nu mai are nimic de pierdut. Cred da. Că asta e cel mai rău la ideea de două mandate. Cât te doare în pula. Adică ce o să se întâmple? Nu o să mă mai votați unde n-am cum să mai candidez oricum. Și acum doar se bucură de avioane, de chestii. Și ce și mai funny, SPP, că a fost în Brazilia în vacanță Iohannis. Că frumos, apa cam rece, dar în rest să mor eu. Frumos. Da. Dacă se ducea Dragnea, repede săreau ăștia, da. Că vile. A, nu, că și așa au sărit, da. Că sătul de domnul Klaus. Dar ce e interesant este că Carmen Iohannis, a apărut în Germania cu ceva bijuterii la o întâlnire în asta. Bijuterii în valoare de... 60.000 de lei. 60.000 de lei. 12.000 de euro, dacă nu mă înșel. Nu, like a rapper. Da. Bling-bling-uri. Și ideea e că ea e tot profesoară și la fel a spus că nu susține greva profesorilor pentru că eu sunt soție de președinte sau ceva. Și mai șocant de atâta e că lumea e convinsă că a fost sponsored cu aia. Carmen Iohannis a făcut reclamă la bijuterii, că a doua zi după ce a apărut pe pagina bijuteriilor respective au început să apară poze cu fii și tu ca Carmen Iohannis. Care ci vrei să fii și tu ca Carmen? Stai, mă, dar de Carmen? Ce o problemă să se întâmple asta? Că a fost adică că nu e că n-a furat. Da, n-a furat banii. Poartă bijuterii de 12.000 de euro. Păi da. Pula mea, are și ea bijuterii. Acum nu mai are voie omul să aibă bijuterii? Adică de ce a băgat și ea banii? N-au bijuterii. E foarte tare peste picior în contextul actual. Pui, le porți și tu peste două luni sau ceva. Dar nu acum când profesorii se plâng că n-au ce mâncat, da, o ales cu bijuterii. Poartă și tu de la Meli Melo. Exact, there you go. Da, mă, dar te duci la întâlnire cu șef de stat de pe tot mapa mondul. Da, mă, și pentru că n-ai nimic, tu trebuie să arăți eu am bijuterii scumpe. Hai, fuck off. Chiar este o terminată. Nu știu dacă sunt de acord cu asta. Și în același timp, profesorii, nu zic că și ce merită. Ce fani ar fi să meargă Iohannis îmbrăcat de la porc sau ceva, să fie... Clar că merită profesorii bani mai mulți, adică nu neapărat ăștia care există, dar așa, să fie... bani mai mulți în educație ca să îi motiveze pe studenți și să devină profesori și să-și dea interesul la ore. De acord până aici. În același timp, pe lângă salariul ăsta de 4.000 de lei, ei mai fac și pregătire de încă 5.000 de lei pe lună. Depinde acum. Stai puțin, că nu e așa. Nu toți, nu atât de mult, dar unii fac și mai mult de atât. De acord, dar problema e că tot nu e împărțit fair. Gândește-te la un profesor e, da, de matematică de la țară. Cu cine dracu face la pregătire? Și plus până că... și matematică, mai de făcut pregătire. Dar aici la geografie sau un pișat din asta de materie de bine, care nu-i pasă nimănui. Pe de altă parte, cred că am putea să echilibrăm salariile profesorilor desființând jobul de profesor de geografie, care este inutil. Avem MAPS. Mulțumim. Da. Mulțumim, a fost niște eroi, mulțumim pentru serviciile. Acum hai, că știu unde. Acum am plecat din spațiul Carpato, dar în Miano Ponte, gândiți-vă în pula mea de muncă în altă parte. Da. Și presupun că știți și unde să căutați, având în vedere că ăsta e jobul vostru. Nu trebuie să vă uitați pe tips. Ia ziceți, care e PIB-ul în Franța? Da, exact. Duceți-vă acolo, în țara hexagonului. Capitala Sumeriei? Du-te acolo, te mai pus pe mine să învăț. În același timp, geografia e o materie faină. Am urât geografia cu aia. Faptul că eu acum știu că lacul Sfânta Ana este de origine vulcanică, este singurul, genal. Este singurul din România. Ce de origine șmecher? Vulcanică. Lacul. Da, ok, de acord. Și că știi că există, că altfel n-ai fi știut până în ziua de azi. Da, man, dar tot este... Adică, de ce nu știu și te de... Te trezeai la lacul Sfânta Ana că era, uite, și barajul ăsta. De ce a trebuit să aflu de Zanzibar de pe TikTok? Care e un crater vulcanic. Nu este ok, este o propagandă comunistă de a rămâne în țară, să vizitez că avem o țară suficient de frumoasă. Asta fac profesorii de geografie. Propagandă comunistă în condițiile în care sistemul a picat, dar ei nu știu asta, că nu știu istorie. Deci să se investească toți banii din geografie în istorie, asta spun. Nu, să se dea la mai mulți. Adică sunt ok cu a se împărți. Deci tu dacă ai scoate o materie din școală, geografia. Ar fi lejer geografia. Geografia, și categoric. Muzica. Uite, muzică, din nou, te pune dacă, să cânti. Dacă nu, aș, cum să te dacă pune nu să ești cânti? La liceu ce de muzică, hai să ne, mie îmi plăcea dacă ne punea așa la ore, uite, hai să vedem, ăsta este Bach, ăsta este Vivaldi, uite, pentru cunoștința ta generală. Nu, ne ridicăm în picioare și hai să cântăm. Da.
chiar... Sau măcar ce poți să faci la muzică este dintre a 5-a până între a 12-a, da, să cânti singura chestie pe care trebuie, suntem forțați să o cântăm cu toții, să cântăm doar la mulți ani. Nu, la mulți ani. Okay. Asta e tot ce facem și o să ajungem o societate organizată în a cânta la mulți ani când este ziua fiecăruia. Da, să nu înceapă unul cu și altă dată și altă dată. Dacă începi, ești corigent. Profesori mai excentrici o să mai existe care o să predea și asta. Eu stau lângă... Mamă, câte pretenții are ăsta de la noi! Dar e și funny, uneori e funny la muzică. Adică când cântam Gaudeamus, noi așa din spatele, în ultima bancă, eram Gaudeamus. Sugitus. Abia așteptai, toată săptămâna așteptai ora aia. În sumu, și când era acolo să ne ctutem, nu știu, eram să ne futem. De acolo ți-ai dat seama că o să fii comediant. Nu, știu de unde mi-am dat seama că o să fiu comediant. Tot la muzică ne preda pula mea, opera, opereta. Și ne zice așa, opera, bla bla bla. Și apoi a zis misa. Și eu am zis, ce visa, domn profesor? Am avut cea mai mică notă la muzică, dar încă-s mândru de gluma aia. Cum să ai, mă? Adică 9? Da. La restul materialelor am avut 10. Dar m-a pus să cânt după ce am mâncat o cutie întreagă de, am subt o cutie întreagă de bomboane cu ceva cireșe trandafir și m-am umflat în gât, că eu în general am o voce frumoasă. Uh-huh. Știm asta. Da. Și m-a pus să cânt și n-am atins notele alea bine. Eu stau lângă conservator, acum trec la vreo 2 minute, dacă țin geamurile deschise când îs repetiții, se aude ca la... La everybody. Bă, dar asta că eu la cred că țin căștia pe urei, că toți în aceeași clădire și se aude efectiv ca la zoo de acolo. Unii țipă, unii bagă la trombon, unii la pian, la vioară, scârțe în toate felurile. Nu sună muzică dacă treci pe afară. Nu știu cât de tare reușesc ei să neglijeze ce se întâmplă în rest. Cu noi în bloc s-a mutat acum o tipă care repetă operetă. Foarte fan. Chiar e distractiv. Dar auzi? Dar clar, e aproape tine. Nu o simt, normal că aud. Nu, în sensul dacă se aude așa un pic, dar da, nu, că și eu am nu, cineva bine, care cântă bine la pian, că la mine în cartier pare că și locuiesc acolo destul de mult, că da, la fel mai auzi că se mai fac repetiții. Și am pe cineva care, nu știu ce pula mea, nu cred că repetă, cred că dă ore la copii retarzi, că întotdeauna se aude cântă la pian... O vioară mică din asta se aude tan 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 tan. Asta când și eu la organul alecționiță, pula mea. Belt, dar, da, imnul Europei. Dar asta mă gândeam, că la muzică, că îi văd pe aia care trec pe acolo cu... Le mai aud discuțiile, cât mai încetinesc, cât mai trec prin față și au toți scoaiere din astea de... Noi suntem muzicieni sau muzicanți, nu muzicieni, sunt muzicieni în devenire. Da, sunt muzicieni în formare. Devenire. Care sunt niște muzicanți amărâți momentan, să fim serioși. Dar la nivelul meu, că eu țin minte că profesoara mea avea aceleași pretenții ca de la ăștia. Așa ar fi vrut să ne comportăm. Că ea venea cu aerul ăsta de, bă, cum să nu faci diferența dintre cheia sol și cheia fa. Fa după, după apăsatul ăsta pe notă pe care îl fac eu aici. Că cheia sol nu e aia până la început de portativ? Morție, păi nu știu. Dar, că e cea mai comună, dar există și chei, păi, care pornește. Păi și de ce morție, mă, trebuie să o pui cu aia la început de ca fiecare? Ca să știi ce cheie se cântă. Toată lumea. Mai sunt doar, și alte chei. Nu doar cheia sol o pui acolo la început? Poate poți să începi, poate începi în cheia do. Și aia cum arată? Cred că la fel ca asta. Who's this Pokemon? Arăți, mai pui un cerculeț de unde începe. Gamma, cum ar veni? Da, sau bine gamma, scriem. E gamma, cheie? Mm? How about that? De ce desenăm gamma la 35 sol, de ani? Gamma do, gamma re, morți, morți. În fine, nu, inutil complet. Eu știam arpegii, pula mea, am uitat tot ce știam. Serios, știai? Da, cu do, mi, sol, do, triftongi. După ureche îmi dădeam seama ce se cântă pe acolo. That's cool. Era bemolul, mai... să nu uiți, trebuia să știi și bemolul. Bemol și becal. Chestia e că... Diezul și bemolul. Ei. Era mai mult matematică, eu învățam... Gen, era foarte matematic ce se întâmpla acolo. Sunetele le legai de niște cifre cumva mental și număram, auzeam sunetul și ziceam un do, re, mi, și după aia suna mi și eram, bă, e mi? Da, e mi. O nimeream așa. Dar wow, nu îl simțeam. Cum ai face cubul Rubik, da, după înțeleg, scheme? Nu îl simțeam să-l fac eu, știi? Dar în același timp mi-aș plăcut să fie la muzică, că asta ne punea Bach, pula mea, Debussy din astea. Dar nu putea să ne pună și ea, ok, repetăm tu clasei, care e melodia ta preferată? Hai să fie fiecare copil parte, da, din ora asta de muzică. Că așa vorbea cu noi patru retarzi care înțelegeam ce spune femeia aia, dar restul
Luau cinci așa, și doar că erau într-o prezent, zonă în care să și apreciezi, să apreciezi inclusiv muzica noastră lăutărească, să apreciezi exact. Niște chestii în astea. Uite, ție nu îți place, doar, domnule, e Liviu Vasilică, da. Mozart sau nimic. Exact, să zic că uite, că și muzica asta e bizantină, vine de la nu știu unde, să ne pună o casetă, o ceva care să te facă să înțelegi. Eu dintre a 5-a până între a 8-a am fost și la liceu de arte, numai că noi eram la secțiune de plastică, adică la desen. Și efectiv, la muzică eram toți niște nesimțiți. Eram, noi suntem la desen, noi nu știm cu stop this. Era și clasă de muzică? Da, erau două clase de muzică și una de desen. Așa era împărțit fiecare an. Și aia de la muzică erau așa mai drăguței și mai civilizați. Efectiv, la desen, la plastic, erau mai animale, era haos, era șmecher. Și la mine era clasă de muzică și s-a făcut o fanfare. Am fost pe la România au talent grupul ăla, erau destul de șmecher. Da, și ăștia de la muzică mergeau la concursuri și din astea, era frumos. Vezi, mi se pare foarte interesant că și la ăștia să le dau eu mărire acum. Și pe de altă parte, din a 5-a până într-a 8-a, la istoria artei, am învățat numai despre coloane. Eu eram, haide, dar hai să vedem și niște tablouri de ale morților de coloane, gata, enough. Nu, nu? Și dădeam teză din... Ionic, Doric și Corintic, le dar le nu visez. Pot să le disting. Nu? Am mai încercat. Măcar asta cred că știu și eu. Poate. Corintic e ultima, e cea mai împopoțunată, asta știu. Dintre primele, Ionic, Doric sau Doric, Ionic, nu știu care. Ionic, Doric și Corintic. Una e simplă și una are cercuri din alea sus, da. Nu? Parcă asta era. Parcă. Și cealaltă are floricele. Și frunzulițe, nu? Da, da. Bă. Dar oricum, pentru asta se dau lui aia 4.000 de lei? Pentru frunzuțe? Deci până la urmă, trebuie să primească profesorii mai mulți bani. Profesori de limba asta română, era. Limbi străine. Nu, mă, toată lumea trebuie să primească mai mulți bani. Adică chiar informatică. Doar... Gândește-te că e la modul de cine dracu să mai apucă în ziua de astăzi să se facă profesor da, între oamenii care chiar ar fi buni, fără să aibă dracu acolo măcar o tragere de hai dracu da. Că nu o să mor de foame. Da. Că pare că în momentul ăsta ți-asumi. Adică n-are niciun sens când poți să câștigi mai mulți bani, poți să câștigi da. Cu 10 milioane mai mult la HR, la nu știu ce, da, păi zic, la nu știu ce da, companie. Da, normal. La call center ai luat ce sens are să te duci să stipe, să stipe sute de copii în cap? Asta e chestia, mi se pare fantastic. Handicapații mici. Câți profesori sunt în România? Ar zice vreo 300 de mii ceva. 200 de mii cred, parcă am văzut ceva. Adică dacă le dai câte 1000 de lei în plus la toți... Unde e ajungem? Un pic de gaură la buget. Adică de unde știi tu, mă, cum grijă. Se par banii? Păi atunci mai tem din pensiile speciale, dai morților. Bă, lasă-mă și cu pensiile speciale, că aud discuția asta de când am minte eu. Să o ai. Și e firesc să nu dispare discuția asta până când chiar nu se întâmplă ceva, că două morți. De azi ce a făcut acum? Au tot magistrații din România au trimis scrisoare lui Ursula von der Leyen. Că vă rugăm, nu lăsați-ne pensiile în spate. Jur că serios? Au trimis, da, man, au trimis scrisoare la Consiliul European. Da, Ursula. Acum Curtea Constituțională a zis să scoate pensiile speciale. Nu, aici a zis UEO că, bă, trebuie să scoateți dacă vreți bani, adică una dintre condițiile pentru care vă dăm bani este să scoateți, să tăiați pensiile speciale la magistrat. A, și România e, bă, Haideți, doamnă, lăsați-ne bani ăștia super mulți pe care i-am făcut așa, dam pula. Bă, ca și la profesori, adică eu sunt de acord să aibă și ăștia pensii, pula mea, venituri mari, că împart dreptatea în țară, până la urmă, ar trebui să fie incoruptibil. Ar trebui să aibă mulți bani. De ce, mă, să fie să aibă mulți? Ca să nu poți te duci tu să-i dai lui ăla mită. Păi da, mă, ok, să aibă mulți bani, dar pensia se calculează, de ce nu se calculează ca la orice alt job? Și de ce există pensii speciale și de ce se pensionează în pula mea la 32 de ani sau la cât morții lor se pensionează? Nu pot, n-ai voie să te pensionezi la 40 de ani pe 1000 de euro. Nu e ok. În condițiile în care... E țara, bro! Nu, bă, nu știu dacă... sistemul, sunt apele în care... Bă, Mirica, dar fă tu asta, mă, 30 de ani de... Care 30 de ani, coaie? Atunci te pensionezi. Nu, de la 200... Nu, mă, te pensionezi pe la vreo 50, cred, pe acolo. 45. Păi asta, uite, 20 de ani. Dar 20 de ani de responsabilitate și de amenințări cu moartea de la interlopi, adică nu e ușor să faci nici asta. Și plus că stai, ai multe, mă, și ai multe de limitări birouri, din asta. Stai, mă, că și profesorii sunt amenințări. Intră copii cu cuțitul în școală. Păi și cu profesorii. Le se pun cuțitul la gând la profesori. Sunt de acord că și profesorii ar trebui să... Bă, de la asta am pornit, că suntem de acord cu toții că să dea mai mulți bani. Păi da, bă, da. Bă, să fie pensii speciale la toată lumea, eu asta vreau. Să nu le scoată, dar să dea la toți. Da. Sau măcar să le numim la toți, ca bă, fiind tot banii aia care s-au dat cât a fost pandemie și s-au împărțit la toată lumea, să continue să dea bani până nu mai sunt bani la buget. Eu asta vreau. Da.
D'acord. După aia vedem. După aia vedem, că mie a început să mi-au crescut taxele de vreo 4 ori anul ăsta. De mă doare inima când trebuie să-mi plătesc impozitele, băga mea și pulanele de impozite. Da. Și unde-s banii mei, domnule? Că și până acum erau străzi. Am văzut o borduri noi sau ceva acum în București? Eu aș vrea la modul să primesc, cum primesc de la mine când plătesc cu cardul, să primesc acolo o notificare, mi s-au luat 2 lei pentru, nu știu, autostradă. Da, să, să primească toată țara. Corect, Mitran, ai mare dreptate. 2 ani, 2 lei mi s-au luat de aici și eu o să fiu, da, mă, 2 lei, da, lei morți. E o, da, idee știu foarte ceva bună. M-am mai gândit la chestia asta ceva asemănător. Eu trebuie să plătesc impozite anul ăsta 150 de milioane, să zicem. Mamă, 15 mamă, de lei, mamă. Să zicem. Dar cred că plătesc sigur. Cred că și mai mult ar trebui. Vedem. Și eu merg pe stradă. Vedem. Nu, trebuie să mai cheltuiesc. Trebuie să cheltuiesc pe firmă ca să nu mai plătesc atât de mult. Deschizi cont în Cipru, cu aia îți bagi toți banii în Cipru. Tu, mergând prin societate, să îți alegi un proiect. Observi o problemă. Zic la primărie, bă, am observat că nu sunt, e parcarea asta de la mine stricată. O repar eu. Din banii mei pe care îi datorez statului, o să pavezi eu tot ce e aici. Unde pavezi tu cu banii tăi, mă, o parcare? Bă, du-te, dracu, de aici. Dă-mă drumul de aici. O artă și după aia din contul... Unde era Mandachi? Da. Băi, deci eu trebuie să... Fac primul metru de parcare. Un metru de parcare. Bă, dar de ce eu trebuie să-ți justific fiecare ban, de unde l-am primit și de la cine și... De la ce minut până la ce minut am stat pe scenă și ca să vezi tu de unde, să mă verifici dacă am audit, eu îți dau ție ca stat fiecare la linie de unde îmi vin banii și cât îți datorez. Și tu după aia pula... Da. De ce nu-mi justifici? Păi bă, statule, care e stat. Da, cu aia, de unde-s banii mei? Arată-mi unde mi-ai investit banii. N-ai văzut bordurile astea de aici? Păi nu, dar cât îți din banii mei și cât îți de la du-te, Uniunea Europeană? Ia-ți bordura ta, ia-ți bucata ta de bani din bordura lui Negoiță. Păi, de ce nu îmi justifică efectiv ce bani au primit, să-mi trimită factură înapoi cu banii pe care i-au cheltuit. Că eu îi dau toate facturile la zi. Mânca mi-ar pula lui statul român. Așa e, nu știu ce mai e de făcut. Nu ne mai facem bine. Ce podcast apăsat. A fost destul de intens. Avem probleme, intens. Bă, avem probleme. Da, hai să și oricum poți să direcționezi 2% din din impozitul tău către o cauză pe care am o alegi. Am direcționat la copiii ăia bolnavi de cancer și alte probleme. Și alte probleme. Mai au probleme? Nu, cred că pe bază de cancer e comunitatea. Da, la casa ceva? Casa... Cancer și alte probleme, nu le merge un bec undeva acolo. Bă, la ăia lui Vlad Voiculescu. Am uitat cum se cheamă. Magic Camp. Le scârție ușa. Le scârție ușa de la salonul de cancer, aia e altă problemă. Ce dracu. Na. Cancer și alte inconveniente. Am trecut de o oră. Hai să încheiem și ne mutăm pe Patreon. Mulțumim că ne-ați urmărit. Uitați-vă la rostul lui Frâncu dacă nu v-ați uitat încă. Bă, da, chiar a apărut rostul lui Frâncu. Oricum, asta probabil o să îl postăm săptămâna viitoare. Deci uitați-vă, va fi fost, cred că a ieșit din trending până atunci. Dar cine știe, am ajuns în trending pulilor, asta e important. Bravo. Bravo. Felicitări. Uite, ai o gărgăriță. Au două, au picat două așa, s-au spawnat așa ca în SWAT. Bai, ne vedem. Mulțumim pe Patreon. Bai. Bă, băiatule, a fost Gianni Chiriță, nu știu mai care. S-au dus la Băneasa Mall și au luat cămăși. Bă, s-a fost, era un bătrân la 77 de ani care intra prin cercuri înguste. Așa făcea el? Era bunicul cuiva? Și mai ținea lumânări pe frunte sau ceva. Avea e plictisitor, adică eu dacă aș putea să-mi suc coaiele, n-aș face-o. Nici măcar de curiozitate. Să-i dai scuipat în buric. Ce? Da, aia e, da, bine, boys, mulțumim bine că ne-ați fost din nou alăturea. Cel mai tare Patreon, frate.